Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, cu ce proiecte sunteți prezenți la acest târg? La acest târg suntem prezenți cu faza a doua a proiectului Timișoara 58. Suntem în momentul de față aproape de final, vom termina în jur de data de 10 mai, 161 de apartamente în două clădiri, la fel de 6 etaje, cum a fost și prima fază. Și ca și prețuri vor rămâne la fel ca cele din prima fază? Ca și prețuri vorbim, dacă stăm să ne gândim pe metru pătrat, da, de același preț, doar că acum sunt un pic mai mari decât în prima fază. Sunt clar mult mai îmbunătățite decât în prima fază, în sensul că am căutat în această fază să punem tot ceea ce au cerut clienții în faza întâi, respectiv toate apartamentele sunt decomandate, toți pereții interiori, atât cei din interiorul apartamentului cât și cei care delimitează apartamentul sunt din cărămidă, bucătăriile sunt mai late, exact ușile de la intrare sunt metalice, exact cerințele pe care le-au avut clienții în prima fază. Am înțeles. Și cu celelalte proiecte, cum merg lucrurile? Cu celelalte proiecte avem acum, la începutul mai, o întâlnire a acționarilor și sperăm să începem alte proiecte în electrotehnica și în aviație. Și cam ce prețuri vor avea, ce tipuri de proiecte vor fi, dacă puteți să-mi spuneți, dacă știți? În proiectul din electrotehnica, în momentul de față, suntem aproape de faza de a obține autorizația de construire. Mai avem de obținut doar 3 avize. Sunt apartamente de 23 camere, împărțite în 3 clădiri, una de 8 etaje, una de 11 etaje și una de 2 etaje. Apartamente decomandate cu prețuri normale, să spunem așa. În aviație este un proiect împărțit în 23 camere și nu este un proiect foarte mare, e un proiect de 70 de apartamente, unde vrem cumva să fim cumva diferiți de cei din zonă, cu prețuri accesibile și chiar și pentru zona de nord. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult și mult succes! Și eu mulțumesc!